Zürich. Super mega ultra orașul. Orașul lui Soare. Deja am mers vreo 5 km pe aici. Am văzut niște chestii faine și am zis să dau drumul la cameră să îți arăt și ție. Oh, oh. Scășește au, ia uzi, camere pe aici de viteză prin oraș. Bă, clădirile foarte faine, unele dintre ele. Zici că sunt la Oradea. Serios. Au făcut acolo centrul ăla din Oradea super, galben. I love yellow. În schimb, au pus, văd că, foarte mult accent pe pistele pentru biciclete. Au și turnul Eiffel, dar e pe hârtie. Cine merge la dreapta poate să facă verde. Da, uite, și clădirea aia de acolo e impresionantă. Opa, hai că sprivul și trebuie să mă mișc. Bă, văd că nu este foarte aglomerată, schimb, am observat foarte multe semafoare la ei. Păi, să nu o agăs pe asta. Stai că o să vrea și ea să meargă și trebuie să mă pun mai așa. Nici să nu o încurc. Da, păi nu, nu știu, te-ai descurcat mă ta cumva. Da, hai, du-te de aici. Iau pe trotuar acolo, e treabă. Mai am de mers vreo 4 km pe aici. Dar știi ce am observat? Că acum e verde, acum e galben. Înainte, la stânga, la dreapta, la Paris, Dakar. Hai frate că se face galben ăsta. Ți-am zis că se face galben. Da, păi nu. Ăsta nu mai merge. Ăla o mers, dar ăsta e roșu. Ia uite. Și băieții să facă ceva. Ai, 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 ai. Uite ce tramvai au. Secolul 19. Cred că Mihai Viteazul l-a inventat. Uite că și ei au Remax. A, pe prea departe nu v-ați dus, mă, nici voi. Și am observat că pe față mai toate mașinile au numere din astea mici. Vezi cum este și Iveco ăsta, auto-utilitar asta. Ana, nu-s pe banda bună, dar acum sunt pe banda cea bună. Opa, copiii iau roșu, mare atenție, hop. Nici nu poți să-i dai, că au camere din alea, nene, ia uite-le. A, nu știu dacă trebuia să intru pe sub pasajul ăla. A, nu, mai înainte. Fuck. Galben. Ok. No, bun. Asta este ce să mă duc înainte. Dar n-am unde să mă duc înainte, Vasile. Asta din dreapta e la dreapta. Ia uite, mă, niște oameni aici. Fii atent ce faină e clădirea asta.
O să fac pe aici, stânga, de instalat. Ăla nici nu știe unde sunt. GPS-ul, ia uite. E fain, mă, nimic de zis. Galben, am plecat, Vasile. Stai că mă uitam să nu-l ating pe ăla, zonă de 30. Bine de noi de 48. Mamă, ce mă modelează ăsta pe aici, dreapta. Biciclist, nu este. Vrea să treacă strada, lasă-l. Nu-l las, că mă lasă el. Bun. Am făcut pe aici. Și acum? La stânga, trebuia să mă duc dincolo. Merge și de aici. E bun, continuăm. Wow, uite frate, acolo preț. Dieselul 2,28. Să vă gazi voi cu prietenele voastre. Nici nu vreau să alimentez din țara asta, ticălos. Oh. Ideea e că la câtă îngrămădeală e pe aici, știi de ce îmi fac probleme? Cum o să opresc eu acolo unde am treabă, dacă nu au nimic amenajat? A? Pe stradă, Vasile, și vine miliția. Și zice, ce faci, Vasile, ai parcat pe stradă? Păi unde, bre, pe trotuar? Ciupa, nubias. Galben. Da, bravo, ce rost are să mai accelerezi în satul ăsta. Sunt doi băieți în stânga aici, tatuați. Nu înțeleg ei ce fac eu. Dar nu-i problema. Brișenstrauz, se uită pe tanti, cu ciocolingusul. O să închid geamul, că nu-i suport vorba lui ăsta. Hai că e galben, nene, hai mergem așa un picuț. Da, o mare atenție aici, Vasile, că trebuie mai spre stânga. Ok. Așa. E verde. E tot verde. E în continuare verde. În 40 de metri. Pe aici oare nu, da, pe aici. Nu, m-am băgat, m-a spart ăla. Dar o să-i zic că pare rău. Și zic că I'm apologize, my friend. Mamă, ce fain e acolo apa aia. Ce apa lui soare o fi? Kirbag, arăta așa, miliție. Ia uite-mă ce fain e aici. Mamă, Vasile, cât dau ăștia la pește aici. Bă, e fain aici. Mamă, n-am apucat să-ți arăt antene din alea, erau la semafor aici. Ba, e frumos pe aici, da. Nota 7, arată bine. Ia uite-o cum își fac ei poze. Where you from? I am from Nigeria. Oh, yeah. Nu, mă, e frumos, ce să zici. Au și ei lebede. Uite-mă ăștia cu mașina asta, ce dracu-s cu ei. Mamă, s-au oprit și acolo. A, e unul singur, mă. Nu știu ce face. Kibag, are o din aia, o ancoră. E marinarul pe uscat, e ok. Bă, dar ce tramvai au ăștia aici, frate? Vrei să ieși? Nu? Mă duc eu. Mersi beaucoup.
Mamă, 50, stai, ho, 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 ho. E fain aici, mă, place. Mă duc dincolo, cică. În 250 de metri. M-am dus dincoace. Mai încolo, mai încolo, Vasile. Hai că e verde, oricum nu-l prindem, dar accelerez. Opera. N-ai să crezi, nene, merge la operă pe aici. O, să rămân la doamnă, aici opera. Dar Valentin, mergi înainte, bine bre, tanti. Aici, 160 de metri. Nu la ăsta, la celălalt. Bine. Mam, îl scoți afară? Te lasă, Valentin, dacă vrei să ieși. Da, mi-ar fi plăcut să și semnalizezi. Ai fi fost deosebit. A, ai făcut o mișcare așa să vezi dacă merge în față. Merge, merge, e ok. Vrei să ieși? Numai un pic să trec și eu, versi Goku. Facem dreapta, oamenii sunt pe trecere, au verde. Ia uite, mă, mere și morcovi în vitrină. O, nu știu, bă, dacă am voie cu asta pe aici. Hai să nu verși cafeaua, Vasile. He, te salută, Valentin, nu mai râde, nebună. Vărsai cafeaua, eu știu ce înseamnă să-ți iei cafea și să o pierzi. Da, mă, e frumos pe unde mă duce GPS-ul, ce să zic. Sper să și rezolv ce am de rezolvat, că nu știu unde rămân la noapte aici. Nene, mai am 700 de metrișori și ajung. O să închid, pentru că vreau să mă uit dacă găsesc ceva adecvat. Continuăm imediat. Sunt anumite momente când, stai să-ți și arăt repede, când în tunel se pierde semnalul la GPS. Uită-te aici sus. Vezi, scrie acolo Grenzstrasse ăla sau ce scrie, orice ar scrie acolo sus. Dar ideea este că trebuie să fii foarte atent. La mine este o distanță de 10 km. De fiecare dată când intri într-un tunel mai lung sau într-un tunel, este bine să te uiți un pic pe GPS să-ți spună unde ieși. Știi? Pentru că în tunel, când se pierde semnalul, tu știi, bă, eu trebuie să ies la Grinstrasse ăla și te uiți pe sus după tablouri. Că ei au scris, au notat peste tot, știi? Și să spunem că îl găsești. Da, uite, Grinstrasse, ieșim în 500 de metri. Și ieși pe acolo, că nu este nicio problemă, cu siguranță a ieșit bine unde a ieșit. Știi de ce zic asta? Pentru că eu am avut niște probleme în Paris. Uite aici, spre exemplu. Hai să vedem ce scrie. Zice Stuttgart, Deutschland, înainte. Schausfelsfahrt Nord, ăsta în 200 de metri ieși afară, știi? Ăla trebuia ție, știi? Și să zicem că ești tot în tunel, că iau și din tunel ieșiri. Nu-i nicio problemă și te scoate-l pe undeva, prin praznic, habar n-am. Dar ideea este să fii tu foarte atent. Uite, vezi, Schausfelsfahrt, stă la nord. Ăla-ți trebuia ție și ieși pe acolo, știi? E ok. Mi s-au întâmplat 60. Unde 60 de chiftele? O, Vasile, încetut. Mi s-a întâmplat chestia asta de două ori în Paris, pentru că intram pe acolo prin Paris prin tunelurile alea și nu mai știam pe unde trebuie să ies. Și ieșeam pe unde apucam. Și de două ori m-am trezit pe autostradă, aia unde am plătit o căruță de bani pentru 7-8 km, știi? Nu, că nu m-a certat nimeni, dar așa pentru mine, știi? Că zic, bă, iar am ieșit pe aici, bă, dar zic, că stare prost, mă. Și după aia când intram acolo și știam, zic, mamă, dangerous zone, zic, stai așa că s-a asigurat acum. Și zic, bă, data trecută tot spre stânga am mers, data asta merg la recu spre dreapta și mă uitam pe alea, știi? Bă, unde ar trebui să ieși, ce scrie pe ăsta? Și pac, înăuntru acolo se pierdea semnalul și zic, stai tu relaxat că mă uit după tablouri. Și m-am uitat după tabloul și am ieșit unde trebuie și după aia am învățat cum trebuie să procedez, știi? Îți spun toate astea că nici eu nu le-am știut și eu m-am ivit de ele, bă, dar e groaznic, 70, 60, 80. A avut acolo 100, am mers la 120. Ideea e că nu știu dacă mai am timp să ajung, GPS-ul îmi spune că ajung la
16 și 51 de minute. Și ăla la 5 închid. Cred că când se trezesc cu mine la ușa acolo, o să zic că, bă, ce cauți, Vasile? Stai că până îi găsesc, până nu știu ce, o să treacă vremea. Da, păi nu, nu știu ce să zic. Sper să apuce de la firmă să trimită cât mai repede actele acolo și poate, 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 așa am un noroc. Nu știu de ce a fost încurcătura asta, care din punctul meu de vedere nu trebuia să se întâmple. Este foarte simplu, vama se face în vamă. Și atât. E ușor, e simplu și tot ce ai de făcut este să faci vama în vamă. Milițian caps, milițian caps. Ai văzut că atrage privirile, da, păi nu. Bineînțeles că ei au închis și bineînțeles că eu o să rămân aici peste noapte. Switzerlandul, soare. Astea-s piesele care le-am luat. Ăsta este un container, ăsta este un alt container. Acolo am puțină sticlă. Iar pe partea cealaltă, așa-s de obosit, cred că mai mult sunt obosit psihic. Acolo am fost și am dus la bal Pimpex ăla. Aici am macaraua aia cu ventuze. Nu sunt chestii foarte grele, sunt ok. Dar ideea este că lucrul nefăcut la timp și cum trebuie duce la alte lucruri. Zoo. Madres Dios. M-am pus aici pentru că aici este un pic de umbră față de partea cealaltă. Am ales și aici la exterior. Madres Dios, n-ai să crezi, Vasile. E frustrant că se întâmplă lucrurile astea pentru că nu sunt șofer nici pe comunitate, nici pe tur-retur. Și mă enervează că trebuie să stau aici toată noaptea.